Period. Am auzit recent că... Na, la locul meu de bun... La locul meu de muncă, care este periodic. La mine orice e periodic. Ok? Era unul înalt, frumos, tatuation, nu știu ce, good looking. Și a zis ceva de genul că să nu faceți copii. Ce vorbești, Beatrice? Doar pentru că fiica-sa urla. Pentru că nu i-a cumpărat nu știu ce jucărie și jucăria aia costa aproape 90 de lei. Period. Dar mi-a plăcut că a zis-o cu zâmbetul pe, cum v-a zis-o cu zâmbetul pe buze și nu i-a dat un fel de sfat. Atunci când vrei copii, faci copii, nu? Și ți-i apreciezi. Da, atunci când ești un, aoleu, semi-bărbat alfa care te crezi bărbat alfa și vrei să mulezi. Vă uitați după o femeie, ceva de genul? Toți. 99% că restul sunt de-aia căsătoriți. Mi-am uitat verighita. Așa? Căsătoriți sau care știu exact ceea ce vor și principiile lor. Așa? Sunteți genul ăla de persoane care vă uitați după toate cacicile și mamă ce stai așa. Aoleu! Ce ești face? Ce poate să-i facă și altul? Din asta spune, am făcut Dumnezeu diferit. Dar, odată ce tu ca bărbat care ai impresia că ești sexul puternic, nou baby, nu ești? Și după aia zici ceva de genul că să nu faceți copii, ba da, îți asumi. Sau mai preferații mei ăia care și-o pun, o lasă și o lasă și gravidă și după aia o lasă pe ea. Ce vorbești, băiatul? Vrei copii, îți asumi, nu? Că de data trecută când te uiteai la aia, mamă, ce ți-aș face, ce ți-aș nu știu ce, nu? La partea aia nu te-ai mai gândit. Iar eu când spun vreodată că oamenii sunt o specie parazită, lumea cumva mă judecă. Bătă, ce pot să zic? Data viitoare când te mai uiți, aoleu, ce ți-aș face? Asumă-ți. Și nu mai zic că, vai, să nu faceți copii. Te-ai uitat la aia, ai zis, aoleu, ce ți-aș face? Și nu știu ce, ai făcut copil, ține-ți naibii gura și ai grijă de copilul ăla. Că ești exemplu și exemplu de urmat în viață. Period.